de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. De dimineața, iată-ne din nou la a doua cafea astăzi. V-am spus, cafeaua virtuală aici pe știri din Neam și Mesagerul de Neam nu dăunează deloc sănătății, ba mai mult în această perioadă încercăm să facem ca această cafea să fie benefică pentru cei care au de ales între un candidat și altul într-un partid și altul în perioada aceasta de campanie electorală pentru parlamentare. Ați văzut în prima intervenția noastră un partid tânăr care a venit cu doi dintre reprezentanții săi în emisiune. Acum mergem pe aceeași linie. Suntem împreună cu cei de la Pro-România, de fapt cu principalul candidat de la Camera Deputaților, cel care se ocupă primul loc pe listă, domnul avocat Bogdan Tohăneanu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Iată că am ocazia acum să stau de vorbă și să lămuresc o chestiune. Nu stau eu acum să-i fac CV-ul domnului avocat, dar probabil că ne va spune dânsul câteva cuvinte. Da, să începem de la început cu acea chestiune care, în general, se discută în campanii electorale. De ce vin domnii ăștia de la centru să candideze pe plan local? Pentru că, vezi, doamne, ocupă locurile celor de aici. Dumneavoastră ați venit de la centru pe o filială într-un partid care are, într-o filială care cu identitate puternică în Pro-România. Neamțu, prin Liviu Harbuz, a dat identitatea acestei filiale și chiar dacă câteodată mai iasă din tipicul acela al partidului, ea, filiala, există și a propus întotdeauna lucruri altfel. De data aceasta, Liviu Harbuz, începând de la locale până acum, a spus fără colaborare cu PSD-ul. Dumneavoastră ați venit de la centru, preluați acest să-i spunem, slogan de campanie, până unde îl duceți și în ce măsură vă simțiți legat de Neamț? Da. Multe lucruri. Multe lucruri de spus. Păi, în primul rând vreți să vă spun că întotdeauna mi-a plăcut Neamțul, că am avut prieteni și am prieteni aici în Neamț și că mi-au plăcut mănăstirile. Da, pot să le spun și pe acestea. Haideți să vorbim realist. Am și rude prin alianță. Deci puteți să vă legați de Neamț? Pot să mă leg de Neamț oricând, exact. Deci. Dar nu. Eu am fost unul dintre oamenii care ați vorbit mai devreme de USR, de un partid tânăr. Eu sunt unul dintre oamenii care am pus umărul la construirea Pro-România, alături de Victor Ponta și de echipa de atunci. Am rămas lângă Victor Ponta și soarta a făcut ca între atribuțiile mele a fost aceea și de a ține legătura, de a coordona filialele Pro-România din zona Moldovei. Poate că lumea nu a observat, dar chiar din ianuarie 99, împreună cu Victor Ponta, noi am fost aici la Piatra Neamț, am avut și o conferință de presă, am stat și la prezidiu, dacă e vorba să zicem de prezență. Deci lumea m-ar fi putut cunoaște de atunci. Evident că atunci eram o persoană necunoscută, dar eu cred că mi-am făcut treaba și că s-a numit Neamț, că s-a numit Suceava, că s-a numit Botoșani, Iași sau Vaslui, am încercat prin atribuțiile pe care le aveam de coordonator la nivel național să creez acea legătură între filiale și sediul central care este în București. Așa că candidatura mea la Neamț a venit într-un fel oarecum normal. A fost o discuție, a fost o discuție aplicată între mine și Liviu. Liviu Harbuz, coordonatorul, așa cum a spus și dumneavoastră, coordonatorul Pro-România Neamț. Liviu și-a dorit foarte mult să-și continue proiectele pentru Piatra Neamț și asta este lucru esențial și cred că trebuie apreciat. A
să zicem în ghilimele, renunțat la, acest, la această opțiune la prima poziție de, de a candida la, la Parlamentul României și atunci s-a născut ideea de a prelua eu mesajele și problemele pe care le are Neamțul și, așa cum a spus dumneavoastră, fiind avocat, să fiu avocatul Neamțului în Parlamentul României. Bine, acum știți, apropo de avocat, se pot face tot felul de lucruri. Eu citesc, de exemplu, eu am citit acum, citesc cu mare plăcere cărțile unui american, îl știți, care scrie despre avocați. Și are și o carte, se cheamă Avocatul Diavolului. Mă rog. Știți cum e? Doi avocați, trei păreri sau cinci avocați pe fundul mării, un bun început. Așa că putem să, să povestim despre asta. Repet, sunt avocat și aș vrea să fiu și avocatul nemțenilor în Parlament. Vă spun pentru că chiar cred că pot să fac multe lucruri pentru nemțeni. Am experiența, am avut o demnitate publică la un moment dat. Ați fost secretar de stat. Am fost secretar de stat la Ministerul de Interne și am avut printre atribuții și relația cu Parlamentul. Așa că știu cum funcționează un Parlament, l-am văzut din interior, cunosc mecanismele lui și pentru mine asta este cel mai important. De multe ori se spune de că trebuie să facem politică cu oameni noi. Da, sunt de acord. N-am fost membru de partid până la momentul acesta. Pro-România este primul partid în care m-am înscris. Nici măcar în Partidul Comunist n-am fost înscris. Eram prea tânăr. Deși am o vârstă, nu am avut acest privilegiu al înscrierii în Partidul Comunist. Deci știu ce înseamnă munca de partid, doar cea pe care am întâlnit-o la Pro-România. Dar am experiența necesară să pot să duc problemele Neamțului în Parlament și să le rezolv. Că până la urmă să le ducem, toți ducem probleme. Dar important e să știm să le și rezolvăm. Apreciez mult faptul că nu mi-ați luat prin învăluire apropo de Neamț, pentru că lucrurile astea trebuie lămurite din start. Și în special la nivelul partidelor care își doresc o reprezentare parlamentară și știu că ei pot ajunge până la un anumit nivel, să ai specialiști care știu cum funcționează lucrurile, este foarte important, cel puțin în prima fază. Acum, haideți să trecem de la această prezentare la lucrurile care interesează pe toată lumea. Pro-România, program. Cum vedeți dumneavoastră, cum credeți că va acționa Pro-România pentru cetățeni și ce propune Pro-România în această campanie electorală? Eu știu că ați spus într-o emisiune trecută că lăsați candidații să vorbească 15 minute. Mă pregăteam să-mi beau cafea acolo. 15 minute despre program. Nu trebuie să vorbim 15 minute despre program, pentru că nu vreau să vă povestesc despre mii de kilometri de autostradă, mii de kilometri de căi ferate, de mai știu eu ce alte ctitorii din acestea megalomanice. Eu vă spun că suntem într-o situație de criză, este pandemie și eu cred că trebuie să acționăm rapid. Așa că Pro-România a avut două măsuri foarte importante pe care le-am președintele partidului Victor Ponta le-a pronunțat și pe care noi le vom susține. Acesta va fi condiția de a participa în orice formulă guvernamentală și aceasta va fi condiția de a da noi voturi către cei care își vor asuma la nivelul partidelor mari care vor face eu știu, programele de guvernare să primească voturile noastre. Și acestea sunt două. Unul pentru persoanele fizice și este venitul minim de criză. Este o modalitate prin care noi susținem sau noi considerăm că persoanele fizice cu venituri mici trebuie susținute și că 2000 de lei pentru o persoană și respectiv 15.000 de 2000 de lei și 1500 de lei pentru fiecare membru de familie reprezintă suma minimă pe care oamenii o au nevoie de a trece prin această criză care va apărea în anul viitor, pentru că deja 2020 este pe sfârșit. Este importantă această măsură pentru că, deși inițial am zis, domnule, e o măsură populistă și probabil că o să fim asimilați lui Mircea Joană, care zicea că dă 10.000 de euro tinerilor care se întorc în România. Nu. Este o măsură concretă și corectă. Este o măsură și economică și socială. Socială, pe de o parte, pentru că protejezi cetățenii cu venituri mici, dar și o măsură economică. Și o să spuneți, unde e măsura economică? Păi oamenii
sau dezvoltarea sau ieșirea din criză în general se face prin consum. Dacă oamenii au ce să consume, ar putea să ducă mai departe și economia. Oamenii nu consumă de frică, că nu știu ce se întâmplă mâine, dar și pentru că nu au. Dar nu au și niște sume de bani care să le vină, e clar că i-ar ajuta. Problema care se pune este dacă această măsură este necesară, clar, cel puțin în anumite zone ale societății, nu ar pune piedici activității economice. Nu, fără discuție. Ea se acordă tuturor cetățenilor? Tuturor cetățenilor. Sau celor care nu mai muncesc în perioada asta? Nu, tuturor cetățenilor care au venituri, dacă este un singur om în familie, până la 2000 de lei și dacă sunt mai mulți membri de familie, 1500 pe membru de familie. Ce înseamnă? Vă dau un exemplu, că lucrează, dar veniturile lui sunt de 1400 de lei. Acea diferență de 100 de lei ar trebui să vină să îl întregească, să o întregească statul. Adică orice diferență între veniturile pe care le realizează și acest plafon, ea trebuie acoperită de stat. Da, așa da. Asta este. Și nu e vorba că nu încurajăm munca. Ba din contră, încurajăm munca, dar în același timp trebuie să fim conștienți că societățile comerciale vor avea probleme în a plăti salariile oamenilor. Și atunci va trebui să găsim o modalitate prin care să-i sprijinim concret. Că de fapt asta este o măsură concretă, da, care merge pe un mecanism simplu, pe o simplă declarație pe proprie răspundere, care să fie înregistrată și veniturile să vină imediat. Și mai este o chestiune foarte importantă. Sumele ar trebui să le dea statul în două modalități. Prin virament bancar, dar și prin bonuri. Bonuri de consum bonuri de masă pe care să le folosești doar pentru chestiunile vitale, respectiv pentru hrană. Și atunci construiești un mecanism și economic, așa cum am spus. E și o componentă socială, dar și o componentă economică pentru că ajuți producătorii. Care producători? Producători români. Nu vedeți ce scandal este astăzi? Aici lângă noi. Chiar lângă dumneavoastră. Nu mai ies oameni în piață pentru că piețele, cineva a considerat că sunt focare de infecție și producătorii români nu vor mai putea să-și vândă produsele. Și atunci ce facem? În cazul nostru concret de aici avem una din cele mai noi piețe construite din România. Degeaba. Și nu, deci, e greu de înțeles, dar asta... Iar cea de-a doua măsură importantă se adresează societăților comerciale, IMM-urilor mai exact, și aici Pro-România merge pe ideea unui naționalism economic și este o idee pe care, dacă vreți, putem să o dezvoltăm ulterior. Chiar vă rog. Dar sprijinul acesta economic de criză este condiționat, are o singură condiție, respectiv ca societățile comerciale care aplică la acest sprijin să mențină locurile de muncă ale oamenilor așa cum le-au avut la momentul depunerii cererilor și solicitărilor. Și presupune reduceri de TVA pentru societățile din domeniul agricol, din domeniul Horeca, de la 9% la 5%, ceea ce este un sprijin imediat și direct. Și cel mai important, anularea impozitelor, taxelor pe micro-întreprindere, taxelor la societățile comerciale, ca să poți să creezi un buffer, un cheag pentru a menține angajaților sunt legate una salariile, de cealaltă. Salariile eventual chiar să le mărești dacă nu mai plătești acele impozite, să le poți mări în perioada asta de criză, toată lumea are fără discuție. Și mai este o chestiune foarte importantă, pentru că vedeți dumneavoastră, e ușor să închizi restaurantele. Asta e, ai închis restaurantele, le-ai spus oamenilor să închidă cu cheia, dar 80% din restaurante sunt în spații închiriate. Practic, chiriașul a închis cu cheia și a plecat. Dar proprietarul zice, domne, îmi pare rău, dumneata trebuie să-mi plătești chiria. Ce facem în situația asta? Asta înseamnă că restaurantele se închid definitiv. Nu e că ai închis cu cheia și după 2 săptămâni, după ce trece măsura restrictivă,
vii și deschizi din nou. Nu, poate să se închidă de tot. Și atunci, una dintre componentele acestui sprijin economic de criză este să suportăm sau să suporte statul și 50% din chirie. Corect. Și atunci creezi, încerci să lași lucrurile să meargă înainte fără să gripezi, să blochezi un lanț economia. Care funcționează. Absolut. Care funcționează cât de cât. Astea sunt niște măsuri concrete și evidente. Și din punctul meu de vedere, astea sunt măsuri esențiale pentru anul 2021 ca să trecem cu toții prin criză. E vorba până la urmă de o solidaritate socială pe care trebuie să o avem noi cu ceilalți din jurul nostru. Unii au avut șansa și norocul să fie mai înstăriți, alții însă n-au avut această posibilitate și această șansă, chiar dacă muncesc. Și atunci, asta este esența acestui program. Pentru că program de guvernare astăzi nu poți să faci. Nu poți să faci o previziune pe 4 ani de zile, pentru că nu știi în 2021 care vor fi, să zic așa, rezultatele acestei pandemie sau efectele acestei pandemii. Ați văzut că ne-am împrumutat, avem 70 de miliarde de lei datorie publică, împrumuturi contractate de către guvernul PNL, PMP astăzi. Este destul de greu, pentru că acești bani trebuie să-i dăm înapoi. De unde îi dăm dacă mai și blocăm economia, dacă mai și omorâm firmele, dacă mai și mor oamenii de foame? Nu vom putea să facem treaba asta. Trebuie să ne gândim un pic în perspectivă și să avem de unde pleca într-o relansare economică. Și în 2022 ne întâlnim la sfârșitul lui 2021, vă promit, și vom discuta despre planul de guvernare între 2022 și 2024. Și atunci putem să discutăm de lucruri concrete. Astăzi putem să discutăm doar ce se va întâmpla în 2021. Da, eu aștept cu mare nerăbdare să văd și eu cum va arăta bugetul. Deci este o mare provocare pentru oricine acum să facă un buget. Vorbesc de la bugetul național până la bugetele județene, bugetele locale. Și nu, aveți mare dreptate. Aici vă contrazic. Nu mai este, începând de anul trecut, nu mai este o problemă buget. De ce? Pentru că se poate trece prin asumarea răspunderii. Și atunci... Corect. Și atunci este prima oară în istoria democratică a României când un buget de venituri și cheltuieli, un buget de stat este trecut prin asumarea răspunderii, fără ca cineva să poată să pună o virgulă, să spune, domne, cred că ai greșit aici suma aia. Bă, alocațiile alea pentru copii, cred că nu sunt trecute acolo. Acum, nici pensiile alea care trebuia întrebare. Să le mărești. Cum a trecut prin asumarea răspunderii în condițiile în care guvernul este, hai să fim cinstiți, minoritar? Aș putea să fiu răutăcios, știți? Fiți. Dar fac așa o paralelă cu fotbalul, cu penaltii, cu... Că tot a fost primar aici la Piatra Neamț. Este primar. Era, se spunea că era vorba de o cooperativă. Știți cum funcționa cooperativa asta? Tu la mine, eu la tine, amândoi suntem prieteni. Știți, când avea nevoie cineva de niște voturi, apela la unul. Altfel se băteau, ei se luptau. Și apela la unul la fel de mare ca și el. Zicea, domne, ajută-mă și pe mine. Și se îmbolnăveau 2-3 parlamentari. Alții pierdeau avionul și uite așa se nimerea că nu mai aveau... Da, da, aduc aminte că la fotbal mai erau două elemente importante. Arbitru și observatorul. Erau degeaba. Păi nu, dar în cazul ăsta, cine e arbitru, cine e observator? Păi, arbitru și observatorul erau deja cumpărați. Știți că domnul Iohannis e președintele PNL-ului. Mă scuzați, e președintele României, dar... Da, am înțeles. Frumoasă comparație. Asta și-am uitat de chestiunea cu asumarea răspunderii. Nu mai e nicio problemă cu bugetul, să știți. Da, mă rog, eu tot îl aștept. Sunt foarte curios să-l văd cum vor fi previzionate niște cheltuieli. Hai să spunem că la investiții, o să spunem, punem investiții, da? Dar în rest... Cu cheltuielile să știți că nu e o problemă. Sănătate, învățământ... Cu cheltuieli nu e nicio problemă, că te împrumuți dacă n-ai bani la venituri. Problema cea mai mare, ce venituri mai ai? Evidențieze în acel buget, că acolo va fi cea mai mare problemă. Nu știm pe ce să ne bazăm. Eu o să le trimit niște specialiști de la Piatra Neamț la București, directorii economici de la societățile primăriei, n-au niciodată probleme, la ei au fost tot timpul pandemie și tot timpul au avut bugete. Și așa au trăit foarte bine. Dar haideți să continuăm discuția noastră, că ieri a fost un eveniment pentru Pro-România, a fost un congres, o premieră
practic la nivelul partidului, un congres online de, cum să-l numim, fuziune, de alianță. Fuziune prin absorpție. Fuziune prin absorpție. Nu putem să discutăm de alianță. Alianța presupunea existența a două partide politice care își mențineau, să zic așa, existența. În situația noastră este un proiect de fuziune, pro, rămâne pro, pentru că este un proiect de fuziune prin absorpție, iar ALDE, să folosesc termenul mai puțin academic, se varsă în pro-România. Astfel, partidul nostru va avea și o componentă social-liberală, care, din punctul meu de vedere, este importantă și care deschide spectrul politic pentru pro-România. Suntem un partid de centru-stânga cu valențe social-liberale. O să spuneți, domne, sunt confuz. Politica astăzi nu se mai face cu stânga, dreapta, centru, stânga, centru, dreapta, nici măcar cu centru. Politica se face astăzi cu partide politice care au un spectru larg, care pot să rezolve și probleme sociale, dar pot să implice și în zona de economie. Iar liderii noștri, Victor Ponta și Călin Popescu Tăricianu, cel puțin Victor Ponta a fost cel mai de dreapta prim-ministru de partid de stânga. Și Călin Popescu Tăricianu la fel a avut o guvernare, zicem noi, până la un moment dat foarte bună. Și lucrurile astea oamenii le văd și le simt. Și eu cred că e important. Revenind la congres, ieri am avut congresul online. S-a finalizat prima etapă, respectiv decizia politică de fuziune. Urmează etapa a doua, care este cea de înregistrare la tribunal, care durează partidelor, de obicei, da. Care durează o perioadă de timp, dar începând din acest moment, discutăm de o singură entitate politică care este pro-România. Bun, întrebare practică pentru un avocat care funcționează în politică. Avem doi consilieri pro-ALDE, pro-România acum. Mă gândesc că totuși trebuie să aibă un stomac destul de bun pro-România în anumite zone ca să poată să preia prin absorpție anumite organizații. Deci avem doi consilieri de la ALDE și în Consiliul Local Piatra Neamț și avem cei de la pro-România, da? Și se presupune că de astăzi va fi o strategie comună. Absolut. Greșesc? Nu. Bun. Să mai presupunem că cei doi de la ALDE sau unul dintre ei, la vot, nu va vota cum se stabilește prin strategie comună. Îi poate ridica cineva sprijinul politic în momentul acesta? Vis-a-vis de, de poziția. Poziția lui? Deci nu, vorbim, acum vorbim ca și cum am funcționat într-un partid, da? Absolut. Deci dacă un consilier se îndepărtează de linia stabilită de partid, îi se poate ridica sprijinul politic, teoretic, corect, da? Corect. Bun. Cine ar putea să-i ridice sprijinul politic unui consilier de la ALDE care în momentul ăsta nu respectă o discuție privind fuziunea și votează altfel? Nimeni. Nimeni. Pentru că nu avem nevoie de așa ceva. A, bun. Pentru că toți am uitat că vorbesc cu un avocat. Pentru că toți consilierii care au fost, că nu mai putem să discutăm de consilierii ALDE, care au fost sunt aleși, România acum. Care au fost aleși pe listele partidului ALDE, sunt pro-România. Deci în pro-România nu cred că vor fi consilieri locali, reprezentanți ai fostului ALDE, să zic așa, care să se abată de la linia partidului. Așa că nu trebuie să scoatem, să retragem sprijinul. Am înțeles. Bun, teoretic vorbind. Nu există teoretic. Deci, suntem doar în practică astăzi. În practică. Ok, bun. Deci, în momentul acesta, pro-România la Neamț s-a întărit. La nivelul consilierilor locali, nu știu dacă și la nivelul consilierilor județeni, aici eu am un dubiu, o să vedem pe parcurs cum va funcționa. Avem cel puțin un consilier județean care a fost pe o listă, a fost o listă comună cu Partidul Social Democrat, dar este un consilier județean important pe care Partidul Pro-România se bazează, se numește Iona Saftei, este, să zic așa, liderul fostului ALDE și cred că va fi un bun consilier pro-România și va sprijini toate proiectele pro-România de acum încolo.
eu sper să se întâmple lucrul acesta pentru dumneavoastră ca partid, să vedem ce se va întâmpla mai încolo. Dar haideți să revenim un pic la program, în afară de cele două măsuri pe care le-ați anunțat. Da, avem și măsurile pe care este... partidul le ia în prima zi de guvernare. Victor Ponta, în 2011, când a format USL-ul, a avut un program sau niște având măsuri pe care le-a luat în prima zi și a spus: vom reîntregi pensiile și salariile, vom da oamenilor înapoi ceea ce au pierdut. Lucru pe care le-a făcut în prima zi de guvernare. Noi, dacă am fi mâine la guvernare, dacă ni s-ar da această posibilitate, am mai avea măsuri pe care le-am implementat imediat. Prima măsură care le-am implementat imediat, am redeschide școlile. Imediat. Și vă spun și de ce am redeschide școlile. Pentru că sunt două componente aici importante, iarăși două componente importante. Una socială, pentru că copiii aceștia trebuie să învețe. Nu puteți să-mi spuneți, cu excepția orașelor importante, a capitale și așa mai departe, unde acest sistem de învățământ online poate să funcționeze, nu puteți să-mi spuneți că în zona rurală oamenii sau copiii pot să învețe online, pe de o parte, și pentru că nu au, cum a spus și doamna ministru Anisie, dacă n-au curent pentru internet, probabil că se uită la televizor. Probabil. Deci nu au curent electric. Ce faci cu copiii care nu au curent electric acasă, care trebuie să învețe online, pe o tabletă? N-ai cum. Deci, pe de o parte, trebuie să salvăm această generație de copii să nu rămână analfabeți. Că analfabeți funcționali erau tot felul de statistici, că avem în România asta foarte multă. Foarte mulți analfabeți. Avem și foarte mulți analfabeți cu diplomă. Nu mai spun de analfabeții cu diplomă. Știți, e mai simplu, mai greu să iei o diplomă de BAC decât una de doctor în diverse domenii. Dar aceasta este componenta socială, plus că îi dezumanizăm pe copii. Ei nu mai interacționează, nu mai vorbesc, se creează probleme psihice importante care pot să aibă consecințe în viitor. Și acest lucru nu este de acceptat. Eu sunt părinte de copii, eu îmi doresc copiii mei să meargă la școală ca să pot să poată să interacționeze. Fiul cel mare chiar zice: dume, vreau să mă duc la școală. N-a zis-o niciodată. Când mergea în mod regulat. Ce clasă este? Este clasa 7-a. Și zice: vreau să mă duc la școală, vreau să mă întâlnesc cu colegii, vreau să mai vorbesc cu ei. Mai vorbeau în pauză, mai râdeau. Că s-au săturat, sunt doar pe internet, se aud într-adevăr, dar nu se văd. Este esențial ca acești copii să interacționeze. Și mai este componenta economică. Păi ce face părintele care are un copil de 6, 7, 8, 10 ani care stă acasă? Poate să meargă el la servici? Poate să aibă randament la locul de muncă? Nu, pentru că nu știe ce face copilul. Dacă nu face vreo prostie, dacă nu dă foc la casă, dacă nu inundă, dacă nu. Și atunci evident că randamentul lui, din punct de vedere al muncii, este foarte diminuat. Și riscă să rămână acasă definitiv. Deci trebuie să dăm drumul la aceste școli. Și o imediat. Și cealaltă componentă privind sănătatea publică? Iarăși, în ceea ce privește sănătatea publică, evident, este mai mult decât clar, trebuie să începem să testăm masiv. Dacă noi vrem abia aici deja. Dacă noi vrem să luăm pandemia asta de undeva și să încercăm să o controlăm, nu să o eradicăm, că e foarte greu, dar măcar să o controlăm, ca să putem să dăm drumul la o viață normală oamenilor, nu putem să o facem decât dacă vom testa masiv. Asta este altă măsură pe care am impune-o în prima zi de guvernare. Să testăm masiv oamenii. Și cum să-i testăm masiv? Pentru că oamenii de pe stradă nu își permit să dea 300 de lei pe un test. Nu, trebuie statul să-și asume. Eu chiar citeam, cred că Mario Draghi, care este fostul director al Băncii Centrale Europene, spunea: această criză nu este a oamenilor, este a statelor. Ei trebuie să acopere toate efectele. De aici
spun că statul trebuie să-și asume responsabilitatea acestor cheltuieli care sunt importante. Sănătatea oamenilor este cea mai importantă. Tu să spui astăzi că nu ești, cum spunea domnul Orban, definiție de caz? El așa spunea. Dom'le, nu pot fi testați decât cei care sunt definiți de caz. Adică, vezi, doamne, au toate simptomele aferente bolii și atunci îi testăm. Păi atunci nu mai am nevoie să mă testezi. Decât atunci știu sigur că am. Nu, testează-mă ca să știu dacă sunt sănătos, ca să pot să mă duc să lucrez și cei care sunt bolnavi să încerc să-i protejezi și să-i duci într-o zonă în care să nu infecteze pe alții. Ca să putem să trăim cât de cât normal. Pentru că altfel nu putem. Deci această măsură trebuia implementată de mult, ea trebuie să fie implementată, iar noi o vom implementa în prima zi de guvernare dacă vom ajunge la guvernul din Piața Victoriei. Este clar, testarea masivă a populației ar trebui să fie una din cheile oricărui guvern care va fi instalat acolo. Fără o testare masivă, bâșbâim. Exact. Vă dau exemplul Slovaciei. E o țară mai mică, 5 milioane de locuitori. Slovacia, într-o săptămână, a testat aproape 3 milioane de oameni. Adică aproape 50% din populație a testat-o. Și a văzut unde sunt focarele. Și a început prin a-și proteja ceilalți cetățeni de aceste focare. Și atunci, ușor, ușor, reușește să aducă lucrurile la normal. Noi nu putem pentru că nu știm. Nu știm unde e virusul. Dar noi ne ascundem sub vorbe frumoase, apropo de începutul emisiunii. Că a spus, eu prefer să vă spun așa. Păi de ce nu? Care este rațiunea ca într-un oraș să nu incluzi în incidență focarele? Deci tu ai focare în interiorul orașului, 4, 5, 6 focare, consideri spitalul focar, dar nu-l incluzi în datele la care calculezi incidența. Adică ne mințim singuri. Și spunem, doamne, noi avem 5,77. Noi avem 10 dacă punem focarele. E aberant. Corect. Domnul Bălănescu, n-ați înțeles de fapt care este tot scopul acestei dezbateri vis-a-vis de incidență, de numere, de cifre, de interesul tuturor celor care sunt astăzi la guvernare, este să treacă data de 6 decembrie. Și dacă ne vom avea 25.000 de infecții zilnice, și dacă piețele rămân închise, și dacă școlile rămân închise, nu contează. Important este ca pe 6 decembrie să treacă acest impas electoral sau această problemă electorală, ca să poată să ia măsuri. Nu vedeți că și domnul Orban joacă în cheia asta de electorală. A spus ferm vineri seara că gata, s-a terminat, închidem piețele. Aseară își cerea scuze și se gândea, poate găsim o soluție, poate realizăm niște tarabe afară ca să-și vândă oameni. Este clar că totul trebuie citit într-o cheie electorală. Așa că n-are importanță că incidența, că focarele. A fost penibil prefectul de București când a spus, dom'le, știți, de fapt nu sunt 2.300.000, că mai vin în timpul zilei unii care tranzitează Bucureștiul și atunci nu este 3 la 1.000, nu putem să închidem. Bun, el a fost penibil că el nu știa, n-avea datele. El era la cumpărături. Da. El era la cumpărături și da. Mă scuzați, știți, eu sunt la cumpărături acum și n-am primit datele. Și mai sunt și în concediu. De asta. Deci eu atâta incompetență și atâta incapacitate managerială cât am văzut la acest guvern, n-am văzut în viața mea. Deci vă jur, eu în guvernarea Ponta să fi existat asemenea specimene în cadrul demnităților publice, cu responsabilități în orice fel de domeniu de activitate, păi cred că nici n-a apucat să închidă telefonul și deja era trimis acasă. Da, apropo de guvernarea Ponta și de faptul că ați ocupat o funcție importantă la nivelul Ministerului de Interne, cum vedeți funcționarea acestui minister? O, Doamne! Mi-ați pus o întrebare atât de frumoasă și atât de grea în același timp. Păi, de ce? Eu mă uit și cunosc foarte bine situația. Cum funcționează poliția? În 1990,
toamna până acum am urmărit lucrurile astea și câteodată stau și mă gândesc dacă nu cumva trăiesc într-un univers paralel. Of, nici nu știu de unde să încep. Eu n-am fost... Vă dau eu un început. Da, spuneți. Avem un șef al poliției în Neamț care 2 ani de zile a fost hărțuit, efectiv hărțuit, ca să fie schimbat. Nu s-a găsit nimic, au venit controle. Și atunci un isteț a zis, bă, îl facem la Ornis. Și l-au făcut la Ornis. A câștigat în instanță, cred că este singurul care a câștigat ciudat în instanță. A reușit să câștige. A avut un avocat bun care era din PSD, ca să zic așa. Și era din sistemul ăla PSD-ului. Probabil că știa care erau acuzațiile care îi se aduc. Și acum conduce poliția fără certificat Ornis. Dovadă că undeva la București au aflat ăia, bă, a fost o făcătură. Asta este o situație de la care aș vrea să pornim. Adică, domne, avem șefi profesionali în poliție aleși profesional sau avem puși pe bază de pile? După aceea, ce facem ca poliția să funcționeze ca un grup profesional de elită? Da, v-am spus. La Ministerul de Interne, atribuțiile mele erau destul de diferite de activitatea poliție sau munca de poliție, pentru că eram avocat, ca să zic așa, nu eram funcționar public cu statut special, cum sunt polițiștii. Și atunci lumea a zis, domne, competențele tale ar trebui să fie mai concrete pe zona aceasta. Dar împreună cu colegii din Poliția Română, pentru că vorba aceea, interacționam cu ei, am identificat foarte multe probleme. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun și să nu vă șocați. Știți că bugetul Ministerului de Interne atunci, 2012-2015, era de 98,5% cheltuieli materiale directe? Adică salarii... 98,5%. Dumneavoastră credeți că în infrastructura asta de poliție poți să faci investiții cu 1,5% din buget? Să vă mai spun un lucru care să vă șocheze. Dar, din păcate, asta era cutumă. Bugetul Ministerului de Interne, ăla aprobat la început de an, ajungea pentru plata salariilor până în septembrie. Octombrie, noiembrie, da, decembrie, dacă nu se făceau rectificări bugetare... Toată lumea aștepta rectificarea. Da, numai că în condițiile astea nu puteai să angajezi niciun fel de investiție de niciun tip. Că banii nu-i aveai. Și în ultimele 3 luni nu puteai să faci investiții. Că dacă nu aveai banii prevăzuți în buget, nu puteai să deschizi procedurile de licitație. Deci, acest minister a rămas, de aceea au fost problemele cu mașinile, cu pistoalele, cu vestele antiglonțe. Și se făceau într-un mod heirupist. Murea cineva la datorie din cauza faptului că pistolul nu i-a funcționat sau că se cumpărau pistoale. Murea cineva pentru că era înjunghiat, vă aduceți aminte, la Suceava. Că era singur și nu erau doi. Hai să punem câte doi. Sau să le luăm veste de protecție. Și așa mai departe. Totul se face într-un mod herupis. Nu se poate face așa poliție. Și nu poți să dai siguranță cetățeanului că este protejat dacă oamenii care fac acest lucru n-au ceea ce le trebuie. Da? Eu, la momentul la care eram secretar de stat, aveam un Passat din 2008. Passatul ăla al meu, pentru că s-a spus că e Ministerul de Interne și probabil că se gândeau că secretarul de stat fuge după hoți, consuma 25% litri de benzină pe 100 de kilometri. 25 de litri? Da, și am zis, domne, sunteți nebuni. În 2012, nu 2008, era 2004 Passat. În 2012, voi folosiți un Passat din 2004? Păi da, astăzi tehnologia a ajuns și probabil că reducem la jumătate consumul. La fel și cu celebrele Dacii. Păi da, oamenii primeau Daciile la secțiile de poliție, iar în iunie aveau cauciucurile de iarnă, că n-au avut bani să cumpere cauciucuri de vară. Pentru că alea, și evident că se distrugeau și iarna umblau cu cauciucurile de vară. La rectificare. Exact. Nu le achiziau de iarnă, le achiziau de vară, că așa era procedura. Dar revenind la concret, eu consider că
și am făcut cu un coleg care astăzi este pensionar MEAI un proiect de reorganizare a poliției române pe 15-16 zone aferente curților de apel. Și să fie poliție regională cu 16 inspectori regionali, care acești inspectori regionali să se întrunească și să decidă cine este șeful poliției române. Asta trebuie făcut. Și atunci politicul nu mai are această influență asupra numirilor care se fac în... Și sistemul, ca în CSM, sistemul își va gestiona și își va profesionaliza meseria. Și atunci inspectorul de poliție, care nu se mai întoarce în sistem să fie inspector șef la vreo poliție de municipiu, nu, rămâne consilier. El a ajuns în apogeul carierei sale inspector general al Poliției Române și de acolo nu mai activează, pentru că nu e normal să revii pe scara ierarhică înapoi, să fii tu subordonat unuia care ajunge șeful poliției, pentru că ai un ascendent, iar celălalt are o pierdere de autoritate. Și atunci acesta este sistemul. Mai este o chestiune care este foarte importantă la poliție. În general, sistemul ar fi trebuit să funcționeze pe un sistem de piramidă. Baza, da? Oamenii care lucrează, ofițerii specialiști și așa mai departe, crești în grad de la ofițer până ajungi la un anumit nivel. Iar partea de sus trebuie să fie foarte subțire. Chestori, celebrii chestori, trebuie să fie limitați. Foarte puțin. Și atunci se creează o piramidă. Noi avem piramida așa astăzi. Foarte puțin la bază, foarte puțini inspectori principali, inspectori principali, subinspectori, adică gradele mici, și ajungem la un moment dat unde sunt comisari toți. Dacă îi întrebi în poliție după 10 ani, toți sunt comisari. Comisar, șef. Mă rog. Comisarul șef este nivelul maxim înainte de chestor. Dar dacă ai funcție, poți să ajungi chestor. Comisar șef poți să ajungi la 32-34 de ani. Mai ai 20 de ani de activitate în care tu rămâi la nivelul de comisar șef. E clar că intervine plafonarea. Evident. Și atunci nu ai ce să ceri de la o structură care trebuie să prindă hoții, trebuie să găsească infractorii să-i prindă. E greu. Deci, de asta spun, trebuie regândit sistemul poliției române. Și nu numai a poliției române, jandarmeria, pompierii, iarăși, poliția de frontieră. Este foarte important să nu pierdem resursele. Eu, la un moment dat, le spuneam în glumă celor din conducerea ministerului, dacă aș fi eu ministru, din 140.000 de oameni, aș tehnologiza totul și ar rămâne 100.000 de oameni. Și toată lumea zice, cum dumne, dăm 40.000 de oameni afară? Nu îi dăm afară. Dar trebuie să le gândim, să le găsim tuturor de muncă. Nu mai sunt la Ministerul de Interne, putem să găsim alte zone. Și apropo de asta, dacă îmi permiteți, o să vă spun ce aș fi făcut eu ca o soluție în pandemie. Dar, vă rog. Da, iată o chestiune la care m-am gândit și care este foarte importantă. Că am un prieten care s-a dus la spital, suferea de COVID și mi-a zis, domnule, eram 6 în salon, n-a venit nimeni la noi. N-a venit medicul, n-a venit asistentele. Și m-am stat și m-am gândit, domnule, ce să... Și toată lumea am luat declarațiile din ultima perioadă a medicilor care apar pe la televizor. Cea mai mare criză în această pandemie este aceea a personalului. Medicii, fără discuție, dar pensionarul auxiliar. Noi nu am fost capabili și guvernul ăsta, și aici este un lucru foarte grav, nu a fost capabil să găsească din martie până acum soluții să rezolve problema acestui personal auxiliar. Și vă spun cum puteau să o rezolve. Simplu. Reconversie profesională. Domnul Bălănescu. De atunci până acum, evident, aveai timp să faci această reconversie. Aveai fonduri, aveai resurse pe fonduri europene. Îți dădea, că de pe POCU au fost luate, programul operațional, da, capacitate umană, au fost luate sumele care s-au dat și pentru șomajul tehnic și așa mai departe.
pentru cei care erau disponibilizați sau pentru cei care și-ar fi dorit, într-adevăr, nimeni nu-și dorește să lucreze cu COVID, dar dacă le creai un stimulent financiar important, dacă le dădeai siguranța că după ce trece pandemia pot beneficia de acele diplome, fie rămân, fără discuție, fie rămân în sistemul medical dacă sunt foarte buni, fie le creezi le plătești 6 luni de zile să-și găsească un alt loc de muncă. Asta înseamnă într-adevăr să ai viziune. Guvernul ăsta n-are viziune. Este un guvern tâmp. Este un guvern care habar nu are ce să facă mâine. Nu vedeți? Totul este pe genunchi. Ordonanțele se dădeau pe genunchi. Vă aduceți aminte? Venea domnul Vela cu un nene care făcea din mâine acolo ca să transmită unei categorii, din păcate, de oameni care nu aud. Dar era, cred că băiatul ăla era mai preocupat de probleme decât era domnul Vela. Era cu geaca aceea, știți? Deci acest guvern nu are viziune. Este păcat, dar nu trebuie să scăpăm de el. Și dacă ni se dă această posibilitate pe 6 decembrie, hai să scăpăm pe 6 decembrie de el. Bun, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Mai avem... Așa repede? Avem, da, ne mai întâlnim, nu-i problemă. Cred că ne mai întâlnim dacă dumneavoastră acceptați. Mie mi-a făcut plăcere. Deci să revenim pe final și să reamintim cele două măsuri care sunt, să spunem așa, baza acestui program electoral al Pro-România. Venitul minim de criză, 2000 de lei pentru persoanele singure, 1500 de lei pentru fiecare membru de familie. Nu sunt bani pe care îi primesc de la stat, reprezintă venitul la care trebuie să ajungă ei ca să poată să subziste. Câștigă 1000 de lei, 500 de lei ar trebui să îi primească de la stat. Ei trebuie să muncească în continuare, dacă pot, ca să poată să realizeze venituri, iar statul trebuie să îi sprijine ca să poată să trăiască cu veniturile respective. Iar al doilea, sprijin economic de criză pentru societățile comerciale, pentru IMM-uri, dacă mențin locurile de muncă, trebuie să beneficieze de facilități privind anularea și nu amânarea. Pentru că este foarte important. Amânarea înseamnă că o să plătească taxele și impozitele mai târziu. Nu, anularea pe anul 2021 a impozitului pe profit, a impozitului fix pe IMM-uri, a impozitului pe mijloace circulante pe care nu le folosesc și foarte important... Foarte important, mai ales în zona Horeca și aici județul Neamț este destul de afectat pentru că este un județ cu potențial turistic, să susțină statul jumătate din chirie. Sunt esențiale aceste două măsuri și celelalte trei, pentru că n-am discutat de a treia, este legea 223, dar o să mai revenim la acea legea 223. Legea privind pensionarea, pensiile de serviciu ale cadrelor militare. Și e un subiect pe care aș vrea să-l dezvoltăm cu separat. Cu mare drag într-o... Pentru că și acolo Pro-România are un mesaj concret și acolo trebuie să revenim așa cum au fost acele pensii militare, să revină la momentul 2015, când a fost dată această lege. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost domnul Bogdan Tohăneanu, Pro-România, candidat pentru Camera Deputaților, poziția 1. Un dialog, cred eu, relevant pentru un avocat și un politician care a știut, m-a bucurat să explice, eu nu știam cum e chestia asta cu ajutorul de fiecare, a explicat foarte clar în ce constă acel ajutor și care sunt liniile pe care merge partidul în această campanie. Oameni buni, astăzi atât în emisiuni electorale, aproape sigur vom mai interveni în direct, pentru că în apropierea noastră se întâmplă lucruri care vă interesează pe fiecare dintre dumneavoastră. Cele bune, numai bine! La revedere!